Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory și în acest episod o să-ți dau o veste proastă. Despre ce este vorba, îți spun imediat. Multă lume așteaptă cu nerăbdare venirea lunii august pentru a se bucura de unul dintre cei mai frumoși curenți de meteori, Perseidele. Cu cât ne apropiem de momentul de maxim, cu atât se vorbește mai mult în presă despre acest fenomen. Din păcate pentru media însă, evenimentul nu este nici periculos, nici foarte periculos și nici extrem de periculos. Așa că se fâsâie repede. Dar chiar și așa, cine spune că intrarea în atmosfera Pământului a unor particule de praf cometar nu poate fi transformată într-un calup de breaking news? De ce nu? Orice numele audienței, știm deja tiparul. În acest episod nu o să explic ce sunt Perseidele, pentru că am făcut deja acest lucru într-un episod anterior, pe care îl poți urmări la mine pe canal. Acolo explic cu lux de amănunte tot ce trebuie să știi despre Perseide. Așa că, pentru curioși, las linkul aici sus. În acest episod o să-ți spun însă de ce anul acesta Perseidele vor fi un mare fail, din păcate. Măcar dacă nu era periculos, era frumos. Anul acesta însă nu va fi mare lucru. Dar asta nu înseamnă că nu se va vorbi la știri despre fenomenul extraordinar și sublim și senzațional. Care este problema anul acesta, o să mă întrebi? În mod normal, nu ar fi nicio diferență cu acest curent de meteori în sine. Pământul trece, ca de obicei, în această perioadă a anului, printr-o zonă mai bogată în praf cometar, lăsată în urmă de cometa 109P Swift Tuttle. Toate bune și frumoase, business as usual. În mod normal, se pot vedea între 50 și 100 de meteori pe oră. Bineînțeles, din afara orașelor, adică din zone fără poluare luminoasă. Acesta este încă un aspect care se bagă sub preșe în reportajele senzaționale, breaking news, vine sfârșitul lumii, etc. Iar lumea are senzația că acești meteori pot fi observați din Piața Unirii. Greșit. Dar chiar și dacă vei merge în perioada 11-14 august, adică în perioada de maxim, într-o zonă fără poluare luminoasă, pregătit cu un șezlong, cu haine groase și cu una sau mai multe beri, vei fi profund dezamăgit de un alt fenomen astronomic extraordinar și senzațional. Luna plină. Breaking news. Da, anul acesta, în zilele de maxim ale curentului de meteori Perseide, vom avea luna plină pe cer. Adică ea va răsări când apune soarele și va apune când acesta răsare. Adică o să fie toată noaptea pe cer. Ghinion. Asta înseamnă că, indiferent de unde vei face observațiile, nu vei scăpa de un far extrem de luminos aflat pe cerul nopții. Luna plină este foarte strălucitoare, iar asta va face ca extrem de multe Perseide să nu se vadă. Deci, dacă planificai să vezi multe Perseide anul acesta, ți-a stricat planurile satelitul natural al Pământului. Și poți tu să înjuri luna cât vrei, că tot nu pleacă de acolo. Așa că recomandarea mea pentru anul acesta este să faci două lucruri. 1. Ascultă reportajele de la televizor dacă vrei să afli că urmează un fenomen absolut senzațional și extraordinar și potențial periculos. Nu-ți face griji, găsesc ei ceva care să fie periculos, că poate ne cade un meteorit în cap, cine știe. Și 2. Fă-ți alte planuri pentru nopțile de maxim, pentru că Perseidele anul acesta sunt compromise. Dar nu e problemă, la anul le vei putea vedea în condiții foarte bune. Dacă nu va fi inorat, bineînțeles, pentru că anul acesta sigur o să fie perfect senin în nopțile de maxim. Cine știe, cunoaște. Așadar, nu trebuie să te întristezi, pentru că vei mai avea ocazia să mai vezi Perseide și să spui dorințe pe molos spațial incinerat în atmosfera Pământului. Poetic, nu-i așa? Sună aproape ca un breaking news. Dacă ți-a plăcut acest episod, lasă un like și un comentariu cu un titlu de breaking news astronomic amuzant. Hai să vedem cât de creativ ești și dacă ai putea să fii angajat cu succes la un post de televiziune. Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory. Până data viitoare, eu vă salut!